din textul invitației, am înțeles că Asociația Șercile Roșii 1919 a reeditat minunata carte Șercile Roșii, ieșită în 1972. Pe lângă faptul că este un fapt cultural, pe lângă faptul că îi animă pe sportivi, în același timp este și cu o dimensiune spirituală. De fapt, orice carte bună le dă posibilitatea celor ce o lecturează să-și îmbunătățească sufletul. Acum, fiind vorba de un jurnal legat de sport și realizată de un om deosebit, Ioan Chirilă, după relatările doctorului Mircea Luca, fiind o carte cu acest conținut, cineva s-ar putea întreba ce legătură este între ea și viața religioasă și viața spirituală. Eu vă voi spune că este o mare legătură. Cine dorește să vadă legătura, după ce se duce acasă, va găsi în Scriptură, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 11, cum Apostolul Pavel, vrând să învoltească pe creștin, să ducă o viață frumoasă, performantă din punct de vedere spiritual, nici mai mult, nici mai puțin, le dă exemplu sportivilor de performanță. Și zice Sfântul Apostol Pavel așa: nu vedeți voi că cei ce aleargă în arenă, numai unii au premiul. Voi așa să alergați ca să luați. Și aceia, pentru a lua premiul, se înfrânează de la toate. Și este vorba de o cunună pământească, trecătoare. În cazul nostru este vorba de o cunună netrecătoare. Eu așa de alerg, zice Sfântul Pavel, nu lovind în aer. Așa mă lupt, strunindu-mi trupul meu și supunându-l robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu să mă fac netrebnic. Așa că îmi închipui cum, lecturând această carte, vom fi determinați să-i admirăm pe sportivi. Și Asociația Șercile Roșii, care a reeditat cartea, dar în același timp, cu toții vom deveni, vom dori să devenim performanți și din punct de vedere spiritual. Începând cu sportivii consacrați și continuând cu noi, cu toți cei ce îi admirăm, le urăm succes și de data aceasta îi felicităm pe cei ce